Cutremur în România, 3 martie 2023, în zona Vrancea După valul de cutremure înregistrate în ultimele săptămâni în zona Olteniei, un cutremur s-a produs vineri la prânz și în zona seismică Vrancea. Spre deosebire de cutremurele din Gorș, care sunt de suprafață, seismul din Vrancea s-a produs la o adâncime de 140 de câmâni. În ziua de 3 martie 2023, la ora 12.34 de minute și 50 de secunde ora locală a României, s-a produs în zona seismică a Francia, buzau un cutremur slab cu magnitudinea 3 la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe. 70 de km est de Brasov, 79 de km nord-est de Ploesti, 114 km sud de Bacau, 120 de km vest de Breila, 121 de km vest de Galati, 130 de km nord de București, 152 de km nord-est de Pitesti, 185 de km est de Sibiu. 195 de km nord de Ruse, 195 de km sud-vest de Iasi, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cu tremurele pot fi simțite de oameni de la magnitudinea de 3 grade pe scara Richter. Seismen sub 4 grade Richter nu produc de obicei pagube.